Reprezentanții Partidului Național Liberal încep să-și anunțe candidații la primăriile din județul Brașov. Astfel, astăzi, candidatul susținut de PNL la funcția de primar la municipiul Săcele este consilierul local și vicepreședinte al organizației Săcele, Ciprian Sterpu. Acesta are 40 de ani, este căsătorit și are 2 copii, fiind economist de profesie. Voi candida și am primit această onoare din partea colegilor mei la demnitatea de primar al municipiului Săcele la aceste alegeri locale din partea Partidului Național Liberal. Ne propunem alături de o echipă foarte bine închegată și foarte bine cunoscută și apreciată de săceleni să ducem la îndeplinire sarcinile pe care le cunoaștem foarte bine și care ne-au fost transmise de către săcelenii noștri. În viziunea candidatului liberal, principalele aspecte de îmbunătățit în municipiul Săcele sunt infrastructura stradală, calitatea transportului în comun, serviciile de salubritate, calitatea apei potabile și siguranța din oraș. Alături de colegii mei vom duce o campanie electorală pozitivă. Mesajul nostru este unul de încredere pentru săceleni. N-avem nicio îndoială că în orașul nostru avem parte de o susținere foarte importantă. De aceea, proiectele noastre, cred că la un moment dat, în momentul în care vom reuși să câștigăm aceste alegeri, vor fi duse la îndeplinire în termen cât mai scurt cu putință. Alături de candidatul la primăria Brașov a fost și noul președinte al Partidului Național Liberal, Săcele. În funcția pe care tocmai mi-a fost încredințată, voi avea primele acțiuni îndreptate pentru valorificarea potențialului Partidului Național Liberal din municipiul Săcele, astfel încât după alegerile din septembrie 2020 să putem spune că am câștigat fotoliul de primar în acest municipiu. Data pentru alegerile locale este 27 septembrie 2020.